Cum să fii atât de indolent? Cum să fii atât de prostănac? Deci îți bați joc de patron că te plătește prost. Dar îți bați joc în primul rând de tine. Mă, orice meserie faci, în primul rând trebuie să te gândești la tine. În România așa ceva nu există. Și am tot reluat scenele astea de viață, faptele astea diverse. Pe până la urmă ne poluează mai mult decât poluarea asta pe care o resimțim cu toții. De la gazele de eșapament, de la fumul de țigară și mai știu, de la combinate și întreprinderi, da? Poluarea de aici vine, mă. Deci toată nonșalanța asta, dar toată impostura asta pe care o găsim peste tot. De la cei mai simpli oameni, nu au nici cel mai vag respect față de ăla pe care ar trebui să-l respecte ca fiind stăpânul lor. Clientul nostru, stăpânul nostru. Bă, nu există nicăieri la noi așa ceva, mă. Vei vedea numai de ăștia care stau pe telefon, vorbesc la telefon, vorbesc între ei, niciodată nimic la adresa cetățeanului. Și atunci când ești Nicolae Bădălău și te duci la o cârciumă dintre asta, evident că ăla nu vine. Ăla e în prima sau în a doua zi de muncă. Este un indolent fără pereche, o javră ordinară. Dar în momentul când îl face semn, băiat, garson, sau cum îl strigă Nicolae Bădălău, dacă mai auzi și el termen de ăștia, că a fost la multe mese, așa? La cârciumă e totuși tătic, îi spune ăluia. Adunește-o niște apă frumos, pui vinul, ptor, niște apă minerală în el, îi explică el cu mititei cum să fie făcut, să v-ați dat seama, da? Ia un șpriț și niște mititei, evident, atât îl duce capul, și îi spune lui ăla. Știi cine sunt, nu? Nu, atunci du-te și cine e șeful tău? Ia spune să vină un pic încoace, să explicăm, da? Și îi spune, ăla, bă, îi dă două palme și ăla prost. Nu-ți bați angajatul de față cu el alți. Nu-l înjuri de mamă. Eu nu vreau să știu problemele interne, da? Ale restaurantului, cârciumii respective, nici măcar dacă e frecventată Nicolae Bădălău. Sau mai rău, de Liviu Dragnea. Nu-l bați pe ăla ca să te pui bine cu Dragnea de față cu toată lumea. Îl urechezi, eventual, după program, când nu mai e nimeni la serviciu, așa se face. Și noi suntem departe în orice domeniu, degeaba vă considerați nemaipomeniți. Suntem la fel cu toți. 10 români dacă urcă în tramvai și, să zicem, fumează, 10 români, să zicem, sunt cu țigara în mână și se deschid ușile tramvaiului, 9 dintre ei aruncă țigara cutia, cât a apucat să fumeze, direct pe asfalt, pe caldarâm, și după aia se suie în, chiar dacă ar fi un coș de gunoi lângă ei. Deci din 10, 9 fac așa statistic. Pentru că cu ce să mai vii să pretinzi că, ce, adică tu ești chiar ăla al 10-lea dintre ei? Da, v-am spus așa și la BMW, statistic, am făcut eu statistica. Unul din 20 posesori de BMW e om corect. 19 sunt jigodi, puși la male, infractori. Da, ce vreți? Asta e societatea. La ce să ne așteptăm de la ăștia? Sigur, o să tot vină dezvăluiri, o să vedem cât dădea pe desuri, doamna Pena. Este un nume tipic de sudul României. Pena. E, da, sau Pene. Pena, Pene, da, din aceeași familie de cuvinte. Sunt din, din Olt, sunt din Dolj, sunt din Telorman, sunt din Mehedinți. E de zona asta, în orice caz, un nume clasic. Bun, Liviu Dragnea a declarat după publicarea primului episod al investigației Telorman Leaks, care se vrea o telenovelă românească, că nu s-a mai văzut sau n-a mai vorbit cu directorul general al firmei, acest enigmatic Petre Pitiș, de, cităm, peste 10-15 ani. Deci 5 ani în plus sau în minus la Liviu Dragnea nu contează, pentru că ținerea lui de minte nu se poate întinde pe asemenea suprafață, ceea ce pe undeva e logic, pentru că la câte i s-au întâmplat lui Dragnea în anii ăștia, e greu. E greu. Nu toată lumea e Liviu Dragnea. Bun, aici îl înțelegem. Între 10 și 15 ani se poate întâmpla orice. Asta e ca ăla cu populația Statelor Unite. E undeva între 200 și 300 de milioane. E pe la 320 de milioane. În fine, un american spune asta. Între 200 și 300. Deci 100 de milioane nu contează. Bun. El contrazic, cică, documentele din valiză, dar nu documentele din valiza cu gogoși. Bănuiesc că și alea aveau niște bunuri acolo. Documentele astea, alte, el s-ar fi văzut la vânătoare de mistreți cu Petre Pitiș pe 4 ianuarie 2014. Asta este data fatidică pentru toți mistreții din România. După sărbători, da, a trecut Crăciunul, a trecut Anul Nou, a mai trecut și Sfântul Vasile, e bine, pe 4 ianuarie începe plictiseala aia. Te gândești, Dumnezeule,
Vine Sfântul Ion, dar n-am pe nimeni Ion în familie, am îmbulinat-o. Ce mă fac? E vremea aia nasoală, nu vezi niciun pic de soare. Și atunci este ideal să te duci să faci un măcel. Am văzut și noi imagine, nu se poate da la televizor. Deci arată ca și cum mai fi o imagine din primul război mondial. Să zicem că este în 1915, pe front. Fix așa arată. Deci mistreții ăia sunt făcuți parcea-parcea. E numai sânge pe acolo, pe zăpadă. Și ăsta cu o căciulă de aia de dictator în cap, pe trepiti, și un nimeni, e absolut, un zero barat, are așa o privire de asta, de cuceritor. Da, de Alexandru cel Mare, de exemplu, în ipostaza respectivă, cum că i-a dat planetei peste bot. Și Bombonel era la fel, și Țiri era la fel. Dar împușcau ei niște lași. Mă amintesc Bombonel, da, un laș monstruos. Îmi amintesc cazul, un Robert Turcescu înainte de vreme, un putregai de om. Da, și-a înscenat propria moarte numai ca să mai păcălească planeta. N-a pățit nimic, bă, ce mizerie. Da, ca să scape, bă, de pușcărie. Asta a făcut, a dus pe el un laș ordinar. Da, când e mistrețul sau orice alt animal, fără apărare, atunci își bate joc de el. Da, să se duce, să discute cu unul, da, să aibă o explicație. Poate chiar să ia două palme de la un cetățean pe stradă, asta nu-și permite. Bineînțeles, sau să fie un om cinstit care spune, na, așa sunt toți mișei ăștia. Și credeți că ăsta avea curajul să se duce, să ducă pe undeva prin savana aia, să stea de la taclale cu vreo familie de lei? Nu. No. Îi împușca de la distanță și fugea. Dacă s-a apucat un hipopotam să iasă dintr-un iaz de la, să meargă după el, să fugă un pic după el, că ăștia sunt cei mai periculoși. Cei mai mulți oameni sunt omorâți de hipopotam pe planetă. E animalul care ucide cel mai des. Așa este, special în Africa, evident. Da, cu aia nu te pui, tată. Nu mai ai tu timp să-ți faci selfie sau... Și elefanții, sigur, omoară destul de bine. Ei doar așa, de la distanță, pușcă câțiva mistrezi, după aia să pozează cu ei. Cum să faci așa ceva, bă? Du-te la vânătoare odată în viață să vezi cum e. Dar nu să omor 19 mistreți și să-i lași pe câmp. Nu mai aveai ce să faci cu ei. Arăta un fiorător. Recordul lui Bombonel, dacă nu mă înșel, era de 23 de mistreți împușcați la Balc în 2005. Bun. Președintele Klaus Iohannis, spuneam, l-a făcut astăzi infractor pe Liviu Dragnea, pentru că legea nu i-ar mai permite să-i spună penal sau ceva de genul ăsta, și atunci l-a făcut infractor. E adevărat că sună altfel, penal sau infractor. Așa se întâmplă, spune Klaus Iohannis, dacă un infractor ajunge în vârful statului. Păi și cine-i de vină, domnul președinte? Cine-i de vină că a ajuns un infractor? Cum adică așa se întâmplă? Stați cu mâinile în sân și ne spuneți că a ajuns Liviu Dragnea, așa cum au stau și alții, cu mâinile în sân, ne luăm poziție. Măcar să spună, domnule, ce le trece prin cap. Într-adevăr, legea nu ne permite să facem altceva cu Liviu Dragnea, de exemplu. Au încercat unii, dar ați văzut că nu le-a ieșit. Sunt minciuni PSD-iste strânse pentru 5 campanii, zice șeful statului, în domeniul fake news, politicilor publice. Da, bun, fake news, dar sunt mai multe categorii de știri false. Nu e chiar așa de simplu să ajungi la știrile reale. Primul rând că sunt foarte multe informații și știri false sunt peste tot. Asta nu este o culpă, după părerea mea, condamnabilă. E greu. Cetățeanul, da, sau cel care urmărește actualitatea, trebuie să aibă discernământul, e problema lui dacă l-are sau nu. Dar el trebuie să facă diferența. Că ești bombardat cu astfel de știri, suntem bombardați astăzi cu de toate. Și când intrăm într-un hipermarket, nu, îți vine să cumperi de 250.000 de euro. Atâtea lucruri sunt. Da, sau îți vine să mănânci de 250.000 de euro. Trebuie să știi să te oprești. Așa e și aici. A, lăsați-mă cu fake news. Băi, fake news-ul sunt peste tot. Chiar și ăștia care pretind, uite, Busy Day, o aplicație onestă a prostului ăla de Moise Guran. Pe, noi sunt trei știri la rând, domnul Guran, la știrile alea bazice, deci nu desfăcute. Titlurile. Bă, nu sunt trei știri la rând în care să nu fie două greșeli. Ori de exprimare, da, adică de tastatură, ori de gramatică. Păi, iertați-mă, și asta e tot un fake până la urmă. Adică nu știi să articulezi, da, nu știi să desparți în silabe, nu știi să pui o cratimă. Sigur, nu sunt, hai să spunem, atât de frecvente pe cum le găsești pe Facebook, dar dau un exemplu.
ăștia nu sunt fake news, da? Ăștia dau știri corecte, sunt ok. Față de ce avem noi în România, suntem în comuna primitivă la aplicații. Asta e una onestă. Dar sunt niște greșeli, nu sunt jurnaliști, bă. Deci nu poți să dai o știre, da, într-o aplicație unde titlul este de trei rânduri. Deci una, dacă dai în viața ta, trebuie să pleci de acolo. Că timpul tău este timpul nostru. Tu trebuie să-ți recitești știrea o dată, de două ori, de trei ori, te privește. Dar să o dai corect. Dar asta este, ăsta e primul pas pentru combaterea fake news-ului. Nu că îmi dai rezultatul greșit în ziar. Scurul greșit, așa cum încercam noi să combatem, dar până la urmă n-am reușit, că erau prea mulți proști. Asta, munca asta de după Revoluție, noi având în gât rușinea asta a foștilor jurnaliști, țineți minte că nu reușeau niciodată să dea rezultatele corecte în ziar. Da, nici astăzi nu se dau corect. Deci atâta timp cât nu reușești să clarifici lucrurile astea, nu mai mergem mai departe cu știrile făcute în tradins false, derutante, titlurile astea pe care le dau toate site-urile ca să te inducă în eroare. Până acolo trebuie să redactezi corect o știre. Și asta se numește tot un fake, până la urmă. Că tot o greșeală este. Ăla nu se sesizează, citește greșit, înțelege greșit și de aici se duce pe o pistă falsă. Deci, haideți, faceți mai puțină gargară, că nu vă duce capul. Da? Nu sunteți încă la nivelul de a prezenta așa ceva. Nu avem încă o asemenea experiență încât să prezentăm niște știri curate, cap-coadă, nici măcar scrise decent. Și atunci ce vreți să pretinde? Deci asta cu fake news-ul e o boală care n-avea cum să nu se extindă. Și suntem abia la început. Era streamingului, care pare să depășească până la urmă ca importanță tot ce s-a realizat vreodată în media. Deci e clar că acest streaming va bate la fundul gol televiziunea, radio, presa scrisă, orice altceva s-a inventat până acum. Apropo, o veste bună, s-au închis de astăzi trei site-uri pirate de filme și seriale. Înțeleg că toți cei care sunt abonați la Telecom, la RCS, la UPC, la Acta, la Digital Cable System, nu mai pot folosi aceste site-uri. Am spus-o de mult. Am dat știrea în ziua în care o procesase Parlamentul European. Nu știu dacă eram aici sau eram la radio. Știu când s-a aprobat. Încă, sigur, decizia nu e definitivă în cazul ăsta, dar n-ai cum să câștigi, că toate marile companii s-au adunat și luptă împotriva acestei piraterii. De asta spune, era streamingului este abia în primii 5 ani. Nici nu cred că au trecut 5 ani de când există un streaming de calitate pe planetă. Primii 5 ani din primii 500. Deci suntem încă peste 100 de ani, vă dați seama cum va fi. Deci streamingul ăsta nu va că va fi instantaneu. Va fi instantaneu, da? Încă în următorii 10 ani va fi așa. Dar va lua o amploare pe care astăzi noi nu ne-o putem imagina. Atunci să vedeți, într-adevăr, când vei avea acces la absolut orice, cât de greu va fi să faci diferența între ceva real și ceva imaginar. Bun, ne întoarcem după publicitate. Cațavencii, valiză, valijoară, cine e cel mai corupt din țară? Iată, simpla, chiar simplista valiză, o vedem aici desfăcută, e o valiză de aia cu care te duceai în armată. Nu-i mare lucru în ea. Asta e întrebarea pe care localnicul din Telorman ar trebui să-și o pună. Mircea Dinescu scrie despre taica Lazar, mai nu știm care, că sunt cel puțin doi. A avut probleme cu ei și Augustin și Cristian Lazar. E vorba de Tudorel Toader, ministrul Justiției. Bun, în Libertate, iarăși o primă pagină interesantă, și că ziarul, Libertatea, l-a găsit pe vatmanul care l-a lovit cu tramvaiul pe Mircea Lucescu. Atenție, tramvaiul, ca să înțeleagă și de la Libertatea, merge pe șinele lui. Da? Ca tramvaiul să te lovească, trebuie să fii bou. Da? Ori fi tu Mircea Lucescu, dar tot bou ești. Pentru că dacă ăla are tramvai, poți să fii jurnalist la Realitatea sau la BBC, că tot aia ai. Tramvaiul merge pe șina lui. Da? N-ai decât să o ocolești. El n-are cum să meargă în altă parte. Dacă e jurnalist, înțelegi mai greu, e adevărat. Pe unde voiați să fi luat tramvaiul când Mircea Lucescu încerca să-l depășească? Ce să facă tramvaiul? Să se dea la o parte? Păi nu se poate. Ce să facă? Boul ăsta a încercat să treacă prin tramvai spunându-i vatmanului ăsta, tu știi cine sunt eu?
Da? Și de asta s-a lovit. Terminați-o dată cu bâlciul ăsta. Nu l-ați găsit, nu l-a lovit nimeni pe Lucescu. Lucescu a intrat în tramvai. Ca să învățați și voi cum stau lucrurile. Nu poți să intri într-un tramvai decât așa. Da? Bun, am primit amenințări cu moartea, spune respectivul Vatman, pe care îl vedem aici, cred și eu. Societatea asta e capabilă de orice. Aici Mariana Mihuț, după 53 de ani de relație cu Victor Hrebenciuc, am meritat să rămân cu el. Și un pic de cinism, e? Femeia socotește, bă, să vadă dacă merită sau nu, până în ultima clipă, probabil cu socotitoarea. Asta e bine, asta e rău, dar lasă că acolo așa, a? Așa e, bă, asta e muierea. Evenimentul, sigur, minunea de la Techirghiol. Un preot a renunțat la propria casă pentru a ridica un orfelinat. Reporter printre oamenii lui Dumnezeu. Nu mai sunt, bă, oamenii, nici n-au fost vreodată, dar în orice caz s-a dus de mult asta. Ok, acum am citit în altă parte, nu știu dacă la preot este valabil, am văzut așa cu vedere periferică pe undeva, a, nu contează ce ziar e, că Ryanair și Wizz ar avea practici de cartel în România și aveau și prin alte țări, numai că ăia i-au pus cu botul pe labe repede, noi neavând practic mijloace, sigur că îi mai iertăm. Monologurile valizei, o să vede că Boanchiș e liber. Dați-i mai departe, doamna Tatoiu, că știm unde vreți să bateți. Așa este. De fapt, monologurile VA sau VA, da? Lize este între paranteze, l-a făcut pe Boanchiș aici. Bun de tot ăsta. Enorm, bravo, doamna Tatoiu. A, s-a mai uzat și liderul nostru. Nu poți, bă, până la 80 de ani să scrii, într-adevăr, în fiecare zi, să găsești subiecte din piatră seacă. Madame Tatoiu, care e mai odihnită, că nu mai apare ca pe vremuri la televizor în fiecare seară, uite că a reușit să dea totuși un titlu extraordinar. Bun, hai să-l așteptăm pe Dan Bâra, e seară de Liga Campionilor, revenim.